Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din SafeTech Ages. Nu cred că are rost să mai discutăm ce am făcut în episodul trecut, decât să spun ce aș vrea să fac pe ziua de astăzi, ar fi să termin odată pentru totdeauna cu Abyssal Craft-ul. Nu știu exact dacă o să-mi iasă, deoarece este destul de multicel de muncă, eu doar am citit ce trebuie să fac, acum vedem cât de mult mi-o lua să fac și acel ceva. Fiindcă eu nu sunt foarte informat cu Abyssal Craft-ul ăsta și nu sunt predispus, sincer, să învăț mai bine Abyssal Craft, doar pur și simplu o să-mi iau după progresia pe care cineva a scris-o pe un wiki și să sper că omul nu mă minte și o să fac lucrurile cum trebuie încât să termin în timp util ca episodul să apară, vedem dacă și episodul apare în timp util pentru că nu e garantată treaba. Dar totuși, înainte să plecăm noi în a doua dimensiune din Abyssal Craft, aș vrea să arăt cam ce progres am făcut pentru Paperclip Singularity Singularity. Am pus eu aici încă un Ender Chest, ăsta fiind conectat la ferma asta mea primitivă de Meteoric Iron, care trebuie neapărat să o scot din funcțiune, deoarece încă n-am scos absolut toate Garden Cloșurile, mai am undeva la 24, dacă nu mă înșel, și ăstea s-ar părea că fac față să facă destul de multicele Meteoric Iron încât să fie pe plus și Paperclip Factory-ul ăsta care l-am lăsat la mine acasă, pur și simplu se mișcă mult prea greu. Am produs momentan aici 13 Paperclip Singularity. E cât de cât aproximativ, dar până la 10.000 mai e mult și bine. Dar progresul masiv de-abia o să se vadă când mergem noi în zona pentru fabrica de lag, care deja a început să prindă așa un picuț de lag din câte se poate vedea, deja am 50 de frame-uri în zona asta. E bine rău de tot. Cum a rămas și de data trecută, am făcut încă 8 Paperclip Factory-uri și totodată mi-am adus eu aici o tonă de Garden Cloșuri ca să-mi farmeze în același timp ce ăstea își fac treaba. Meteoric Iron, nu de alta, dar ca să nu stea în două zone complet separate pentru că nu vreau să mai încarc încă un chunk. Și raportându-ne la 16 Paperclip Factory-uri, am pus 2 stacuri de Garden Cloșuri cu Meteoric Iron pe partea asta, cu 2 stacuri de Garden Cloșuri pe partea cealaltă. Cam 2 stacuri fac față pentru 8 Paperclip Factory-uri. Mai mult sau mai puțin, pentru că într-un anume moment, dacă ne uităm, de exemplu aici sunt 8 Meteoric Iron, la un moment dat o să fac undeva la 24 de lingouri. Sistemul o să mănânce 8 și după aia mai mănâncă încă o dată și încă o dată și tot așa. Deci încă nu face față să fie tocmai cel mai eficient încât în fiecare secundă pe care o petrec aici să și producă niște paperclipuri din nefericire. Dar sincer parcă n-aș vrea să fac mai multe de genul. Vedem noi pe parcurs. În sine ce e de menționat la sistemul ăsta al meu, până la urmă ormei am fost nevoit să pun la toate output routing nodurile astea câte un filtru care să fie setat cu câte un singur Meteoric Iron per fiecare mașinărie, pentru că nu făcea față dacă lăsam mult mai multe lingouri, nu apuca pur și simplu mașinăria. Și ca să vă dați seama, asta e cam tot ce am făcut eu cu o zi înainte, în vreo 8 ore, ceva de genul ăsta. Și hai să vedem cam ce progres avem noi cu Paperclip Singularity-urile în momentul de față. 57. M-aș spune că este un număr bun, dar din nou, avem nevoie de 10.000. Ăstea per total cu alea de acasă ar face undeva la 70, deci mai avem nevoie mult și bine, foarte mult și bine. Așa că o să fie nevoie să mai dublez, triplez și probabil va triplez ce alte numere se mai poate ca să pot să termin toată nenorocirea asta în timp. Înapoi din The Dreadlands, parcă așa se numea, trebuie noi să facem 2 iteme mari și late. Altar of the Shagaroth și Altar... aparent e fix aceeași chestie, doar că e partea de jos și partea de sus, am înțeles. Din câte îmi dai eu seama, trebuie să mă folosesc de niște Darkstone Cobblestone, mă rog, Dreadstone Cobblestone, încât să fac din nou un astfel de altar. Să vin cu un Necronomicon și să fac asta, nu? Ba da. Doar că n-a vrut în prima. Și am eu de făcut 2 ritualuri. Dar acum că stau să mă gândesc, mi-am luat tot ce-mi trebuie ca să fac astea 2 ritualuri, doar că n-am luat sacrificiile necesare. Așa că trebuie să mai dau încă o tură până înapoi. Brâbâ! Și hai că ne-am întors cu cele 2 animale pregătite pentru sacrificii, dar asta lasă-le alea mai încolo, deoarece trebuie să facem noi câteva chestii intermediare. Avem nevoie de niște dread cloth, cu niște dread fragment, string și un leather. Ar trebui să fie de ajuns, vreau eu 5 la număr, ba nu, 4 la număr decât. O să am nevoie de una pentru asta și 3 pentru asta.
Pe lângă respectivul cloth, o să avem nevoie de niște dredium ingot. Două lingouri aici și încă două lingouri aici. Cum se fac astea? Trebuie să bag niște dreaded shard of abyssal knight într-un transmutator. De asta l-am și luat la mine. Și deci am spus, un d-asta, două d-astea, două oase, cheia acolo și ce mai lipsește? Doi dreadstone. Astea ar trebui să fie toate. O să fiu tentat să zic că din nou nu merge deoarece trebuie să dau restart la lume, așa că, stai mai bine, înainte de toate, da asta măcar, că restul pot să le obțin, dar asta nu vreau să mai obțin încă o dată. Ce-am făcut, mă? Ok, aparent cumva am dublat și astea. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar am multiplicatele, nu, chiar nu e relevant. Sau îi trebuie să pun eu din prima animalul acolo. Ok, și acum omoară-l. Pentru că nu mai țin aminte exact care era procesul, deci trebuie neapărat să ai sacrificiu în zona altarului, după care să poți să activezi altarul, deci aia era problema. Mai departe, nu mai am nevoie de asta, am nevoie de o găleată aparent, două bețe, nu mă întrebați, trei clăuturi și două lingouri. Și la fel am nevoie de un sacrificiu, așa că, de fapt nu stai. Pe lângă sacrificiu mi-are nevoie de încă 20.000 potential energy, deci e bine că am două necronomicone și nu trebuie să aștept după el. Hai da, trăznește și dăm și partea de jos, de sus, pardon, și acum să nu meargă sau ceva. Era culme. Și deci, acum cu astea două bucăți de altar, ar trebui să fim noi good to go, să mergem să-l și construim, dar nu înainte de a-mi face upgrade-ul la staff-ul ăsta, deoarece am zis că îl fac în episodul trecut, dar am uitat complet. Așa că sper din tot sufletul ca enchanturile după el să nu se piardă și să sper că o să nimeresc și o rețetă. 3 de genul ăsta, 4 darkstone și 2000 potential energy ar trebui să-mi dea upgrade. Deci din nou, te rog eu mult, nu-mi scoate enchantment-urile, că mă supăr. Să mor tu că chiar a mers, chiar nu mă așteptam sincer. Trebuie să construim noi altarul ăsta cică într-un biome special numit The Dreadlands Mountains. Și m-am plimbat eu deja și am văzut unde este, în direcția aia, și cică în biomul ăsta ar trebui să merg eu pe la nivelul minus 40. Doamne, până la minus 40, pe la nivelul 40. Așa că direct o gaură în pământ, nu cred că se supără nimeni. Regula 1 în Minecraft, nu săpa sub tine, decât dacă ești pomodat și ai jetpack-uri infinite. Să apăși tu așa o gaură mai mare în jur. Și hai să vedem, deci punem ăsta așa și punem pe ăsta așa. Click on the top to enter the lair of Shagaroth. Stai că-mi scrie și text. Se pare cam un vizitator. Gărzi, vă rog, devorați invitatul. Să pregătim arcul, deoarece e mai strong ca și sabia. Și din câte am citit eu, nu știu unde aici, ar trebui să fie într-una dintre aripile dungeonului ăstuia, un crystallizer și mi-l doresc sincer. Un anvil, ăsta e mă? Da, crystallizerul. În teorie pot să-l și craftez eu, dar las așa. Mă, sincer să fiu, ingenioasă metodă de a spawna dungeon-ul, fiindcă nu mai aveam chef să mai caut încă un stronghold. Ua, și uite aici construcția construcțiilor. Ia. O, bă, stai că vreau să-ți fac și o poză. Nici nu-mi dă damage, hai că e bine. Mă, da, stai să scap de asta prima dată. Nici o treabă n-are. O, bă, da, fii atent că mi-a dat o inimă. Armura mea, hă-hă. Ia, mamă, cât damage-i dau, ești nebun. Mă, se vede că sunt mult prea OP. Adică am citit că nu știu ce trebuie să faci la boss fight-ul ăsta ca să respingi fireball-urile alea înapoi și să faci nu știu ce și nu știu cum, dar hai să fim serioși. Din nou, nu vreau să mai aud Abyssalcraft-ul ăsta vreodată. E genul de mod care îmi place, adică când vine vorba de modul ăsta de aventură, parcă îmi place să rămână așa un picuț în stilul Minecraft, adică să fie totul mai pătrățos, mai chestii, să nu fie atât de modelat, frumos, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Știi ce e mai eficient să dau cu sabia? Mamă, cum faci, ești nebun? Mamă, cât de prostie a dat. Mi-a dat cheia înapoi. Am primit gen cheia înapoi sau ceva? Nu, asta o avem deja înainte. Cred că se referă la chestia asta. Deci, ci că e în spatele ăstea un chest sau ceva, din câte am înțeles, nu? Și că ar fi o bucată de dirt. Da, exact, o bucată de dirt e. Și niște esențe de-astea de materiale cristalizate, care aș putea în teorie să le folosesc prin crystallizer sau prin transmutator, ok? Ca să pot să le transform înapoi în materialele lor originale. Păi și bun, deci încât am auzit eu asta, trebuie să o trec din nou prin transmutator, așa că dă-mi-l încoaci, ca să o transform în nu știu ce cheie. Rile, da, nu o să citesc, ceva gateway key. Sunt niște cuvinte mult prea complicate și o să mi se plimbe limba în gură prea tare, așa că mai bine lasă. Te-ai terminat? Perfect. Acum ce facem cu tine? Trebuie doar să dau click dreapta pe pământ, la fel ca și celelalte două, ok?
Dacă spui tu, dar oricum de data asta față de celelalte două dimensiuni, adică asta și anterioara, sincer, o să vreau să dau o tură până acasă și să mă duc să-mi fac un porter, pentru că nu mai vreau să mai tot trec din dimensiune în dimensiune în dimensiune, pentru că mi-moră calculatorul. Așa că direct îmi fac un porter, mă teleportez direct în a treia dimensiune și asta este. Pardon, am spus porter, trebuia să fi spus receiver. Bun, și cu tine la fel venim aici? Da, mă gândeam eu. Și trebuie să vin fix în dimensiunea asta ca să poți să-l creezi. Nu cred că poți să-l creezi portalul ăsta în dimensiunea anterioară sau în overworld. Așa că hai să generăm și dimensiunea OMO ceva. Oh, fii atent că e o dimensiune gen Endu, mă. Mă, până la urmă, acum cât stau să mă gândesc, făcând o paralelă cum funcționează Vanillaul și cum funcționează Abyssal Craft-ul, are logică, pentru că până la urmă, Abyssal Wasteland-ul reprezintă o paralelă cu Overworld-ul. Dreadlands-ul reprezintă o paralelă cu Nether-ul și dimensiunea asta a treia este o paralelă cu End-ul. Mă, dar câtă viață au ăștia, bă! Bine, eu nu știu de ce mă chinu exact să-i bat, pentru că ar trebui să-i sec de viață, de fapt. Care da? Ale un Shadow Creature? Da, mă, fii atent, găsesc Shadow Creature-uri aici. Și uite exact ce căutam eu. Eldritch, nu știu ce, doar că prima dată am nevoie de Skin of the Abyssal. Mă, știi ce? Ia de tu aici esență. Dă-i că ai de dat. Mamă, câtă viață au nenorociți ăștia, mă, calea și... Nu mai picați, mă, că vă vreau esența vieții voastre. Îmi imaginez că de greu e să navigheze aici, sincer să fiu, având în vedere că e End și normal probabil n-ai avea o metodă pe care să zbor sau cine știe, poate Abyssal Craft-ul adaugă ceva metodă și nu știu eu. Și să ne punem noi meta receiver-ul ăsta aici, nu știu unde să-l pun, parcă mi-aș face o platformă complet separată, nu de alta, dar să nu se spuneze atât de mulți dăștia. Mamă, fii atent că nu pot să sparg piatra asta, pentru că n-am târnăcop din Dread, cum neba să numește. Atunci asta este, pune aici meta receiver-ul random. Pune-l așa, pune-l așa, ar trebui să primești o energie. Deci cum se numește dimensiunea asta? Omotol. Leagă ăsta, ar trebui să fie, da. Și acum, deci ce-mi trebuia ca să pot să upgradez ăsta? Mamă, câtă carne îmi trebuie, deci am nevoie de vreo 48 de bucăți de carne. Au 250 viață mizerile astea, ai de mama noastră. A, fii atent că tu ești mob din Abyssal Craft. Eu credeam că ești un player skin, dar nu. Cum să te bați, mă, cu ăștia când vin toți pe tine? Hai, frate, vreau și eu niște carne. Cer mult. Ia, cum arată un shadow, cum arată un Shoggoth maxat? Ăsta e un Shoggoth de cel mai mare tier, nu? Nu, e tot Lesser Shoggoth. Da, deci ești doar Lesser Shoggoth. N-ar trebui să fi fost cel mai mare tier? Nu. Vă urăsc. Ok, pot să am și eu 2 minute de respiro? Vă rog frumos, că vreau aici să craftez. Ce mi-e, da, mă? Etaxium. Mamă, ce greu să fac asta aici, nebun. Vreau și o să fac 6 de genul ăsta. Upgradează-mi o dată cartea. Pentru că sunt curios. Pot eu să văd ritualul ce mă interesează pe mine? Evident că nu. Mai are rost să mai upgradez ăsta? Sincer, nu mi-am chef să mai fac un târnăcop de ăla din Dread, nu știu cum, așa că mai bine lasă. Și deci tu ai nevoie de ingături de genul ca să poți să, plus esența de la Gatekeeper. Și cred că Gatekeeper-ul ăsta este ultimul boss sau ceva, nu? Vreo 4 ore mai târziu, înapoi în dimensiunea asta, după ce am așteptat să se încarce nenorocita asta de carte, vai de capul meu, bine, nici n-aveam nevoie atât de mult și ca să vă dați seama n-am stat 4 ore să se încarce, dar să zicem că între timp m-am pus să mai fac câte o chestie, am trecut și pentru o pană de curent și de asta a întârziat videoclipul astăzi, dar având în vedere cât de mult întârzie videoclipurile în ultima vreme, nu e o noutate. Înainte să se întâmple toate astea, am strâns eu toate materialele necesare pentru a merge să batem ultimul boss cică din Abyssal Craft. Ritualuri, omul nu știu ce și astea sunt itemele. 4 esențe de genul și 4 Shard of Oblivion. Bossul cică s-ar numi Jzahar sau ceva de genul ăsta. Jzahar. Loc unde putem să-l spawnăm, adică singurul loc de pe hartă, se află la X4 cu Y54 și Z85. Așa că zic eu să punem un ăsta și să punem 85 și 54. Și trebuie să mă îndrept eu înspre direcția aia la 400 de metri. Ok, mă așteptam să dureze mai mult, dar s-ar părea că nu suntem destul de aproape. Hai să scot și itemele din inventar. Și din câte am citit eu, povestea altarului ăstuia este în felul următor. Atunci când noi o să ajungem în locația asta, e singurul punct de pe hartă unde îl poți spawna, adică toți care vor să vină să-l bată pe Jzahar ăsta trebuie să vină în punctul ăsta, nu există un alt punct pe hartă și asta e și ideea cum ar veni. De fiecare dată când cineva vrea să-l bată, trebuie să vină aici ca să dea timp înapoi. O idee destul de inteligentă, sincer. Întrebarea mea e pe unde să intră în toată construcția asta. Cred că villagerile astea nu erau menite să fie aici, doar că clasicul spawn din Minecraft handicapat nu contează. Aici, aici, mă.
What? Mamă, cum arată acolo, ești nebun? Stai că ajungem. Cred că trebuie să facem progresiv. Da, și despre chestia asta citisem că e o dită mai bibliotecă aici și de fiecare dată când faci altarul ăsta, cum ar veni, o să se respawneze toate cărțile. Deci este o fermă infinită de cărți, dacă pot să spun așa. Știi ce? Îmi bat piciorul. Care dai, mă? Nu de alta, dar cu arcul dau vreo 60 ceva damage. Și cred că ăștia ar trebui să fi fost toți care ar trebui să se spawneze în locația asta. Hai să scot eu punctul ăsta ca să nu mă deranjeze. Și what, cum arată. Ăsta cred că o să fie... Păi nu trebuia să te și spawnezi, mă? A, e... ăla e gen respawn, mă. Ok, ciudat. Deci ritualul ăla care îl citisem eu era gen pentru respawn. Deci el de fel se spawnează, e deja spawnat aici, mă. Și atunci când intri în camera aia se spawnează el. Mă, e o chestie e că am citit că Chica, tu ai dat cu Wither. Deci ar cam trebui să am un Wither Charm în... Mă rog, un antidot charm în inventar. Ia știi ce? Nu! Am greșit butonul. Ah, back to business. Hai mă că vreau și eu să-mi iau antidot charm-ul vieții. Pornește-l, ca în caz de ei Wither să nu faci vreo prostie. Nu-mi spune că ai spunat o gaură neagră, că n-am chef. Enervant la ăsta e că Chica are damage cap-ul maxim la 7, nu? Da, deci pot maxim să-i dau vreo 7 damage. Bă, eu văd că îi mai dau și mai mult, dar nu contează. Nu știu cu ce clasă, cu anumită armă pot să dai damage mai mare, nu știu ce, habar n-am sincer. Nu am stat să citesc așa de mult pentru că știam sigur că nu o să fie așa de o mare provocare. Ia stai tu așa. Mă, știi ce? No. A bubuit o dată, bun, finally. Hai mă, odată mori. Bam. Ia fii atent care animație. Sau nu, cred că așa stă el după ce îl bați posibil. A, și de asta trebuie să refaci. O, stai că scrie o grămadă. Dai, nu, 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 nu. Deci bătălia nu e gata. You kill the simulation sau ceva. Nu știu ce, doamne, iartă-mă, scrie acolo. Și o să bubuie într-o supernovă. Ce o să întâmple? Bă, nu, că pică alea în void. Ok, nu mi-a dat ce trebuia. Păi bun, cred că cu asta putem odată și odată să dăm disable ăsta, nici nu mi-am luat oricum poison, nu știu exact ce am pe mine, de mă împiedică să iau poison, dar nu contează. Hai de data asta să dăm și teleport unde trebuie, nu cred că mai avem treabă în Abyssal Craft, gen în dimensiunea asta, și hai acasă odată pentru totdeauna cu modul ăsta. N-aveți idee cât de tare poate să mă doară mintea pentru ce descoperire am făcut în momentul de față. O foarte scurtă, lungă recapitulare. Tot ce am făcut eu din Abyssal Craft în ultimele două episoade, am făcut cu scopul de a avea rețeta asta. Mi-am dat seama între timp că rețeta asta, spre exemplu, nu apare în NAI, din ce motiv? Pentru că nu dă un item respectiv, spawnează un mob. Toate rețetele care au fost de genul nu apar în NAI, indiferent că a fost dragonul ăla mare care l-am bătut data trecută, peretele care l-am bătut astăzi sau Gizar ăsta. Aparent și se va dus la fel, nu apare în GAI, pentru că ăsta e un ritual în care se spawnează un mob și nu-ți dă un item. Eu am plecat la ideea în felul următor. Uitându-mă pe YouTube să văd și eu cum se spawnează se va dus până la urmă, pentru că n-aveam habar, am văzut la cineva că avea cartea de nivel maxim. M-am dus din start cu gândul, băi, ai nevoie neapărat de cartea maximă. Acum, când am făcut rozea, am stat și m-am uitat în ultimul capitol, adică ăsta, bă, și nu e pur și simplu. M-am uitat în toate, mă, nu e, m-am uitat atent. Poate ratez eu ceva, poate nu-mi sclipirește în ochi din prima. Și apoi, după ce n-am găsit acolo, m-am uitat pentru toate, mă, fi eu prost, nu le-am văzut. După care mă uit eu la capitolul 1, deci normal, nu trebuia să fac nimic în plus, dăm câteva rețete mai încolo, asta. Eu, în momentul de față, nu trebuia să fi făcut nimic din Abyssal Craft ca să-l pot spawna pe Sevadus. Deci trebuia doar și doar să rămân la conceptul inițial de cât m-a pus jocul prima și prima dată să fac rost de cartea asta. Nu trebuia să mă fi dus în nicio altă dimensiune. Mamă, ce... mă, știi care e chestia? Că practic mi-am făcut content, pentru că eu practic nu o să mai vreau să mă mai joc niciodată cu Abyssal Craft-ul ăsta și pe viitor, dacă o să mai întâmpla, asta este. Dar chestia e în felul următor, eu sunt pe fugă cu episoadele, nu vreau să mai fac episoade în plus dacă nu era nevoie, mai ales că aș fi vrut să fi terminat la 90, dar cu cât am avansat, o să ajung la concluzia că nu prea am cum să termin la 90. Asta este, dar vedem dacă îmi reușește sau nu, nu vreau să promit nimic.
Chestia e că am făcut 2 episoade degeaba. Nu trebuia să facem nimic din tot ce am făcut până acum pentru a-l spamea pe Sevadus. Ai de capul și de zilele mele, fratele meu. Bă, și nu pot spun că m-am chinuit, pentru că dacă era și greu modul, atunci aia mai trebuia bine. El e greu, doar că eu sunt foarte strong. Dar n-aș fi făcut absolut nimic din tot ce am făcut astăzi. Asta e clar. Și nici astăzi, nici ieri, nici în oricare altă zi cu Abyssal Craft. La final de zi, ce pot să spun? A fost o experiență foarte tare, nu? Aș vrea să pot spune așa ceva. Cred că o să punem noi cât de curând capăt, dar nu înainte de a discuta un lucru, că până la urmă ormei am reluat alte decizii pe care le luasem înainte. Vreau să mergem din nou la fabrica mea de lag, unde ne vom eu porterul, că nu mai pot. Pentru că, între timp, în astea 4 ore în care am spus eu că am luat o pauză între filmări și mi s-a luat și curentul, aș fi vrut eu să-mi fi făcut aici încă un etaj și de paperclip factory-uri și de garden cloșuri. Și m-am pus și am făcut încă 2 stacuri de garden cloșuri, fiecare cu semințe. Deci nu vă gândiți, toate astea au semințe. În momentul față, producția mea de Meteoric Iron este dublată în partea asta, doar că astea, nu, din păcate, nu prea fac față. Asta este. Adică, momentan, ăsta este complet plin. Deja se vede, face o tonă de lag. Am 53 de frame-uri, 54, dacă mă duc o leacă dintr-o parte și mă mai uit și la astea, ia, mai scade? Ia, vedem că acum nu mai scade. A, pentru că nu mai aveți energie, da. Asta e bine, dacă le dau din nou energie, pentru că asta am vrut să fac, am vrut să le las fără energie, pentru că până la urmă ormei, care este problema în momentul față cu garden cloșurile? Luminile becurilor. Particulele astea de redstone pe care ele le scot, mănâncă tot și am încercat adineauri să fac și Optifine. Bine, pe lângă faptul că mănâncă și de fiecare dată când crește câte o plantă, mai ales că eu le-am pus sincronizate pe toate, e clar că într-un anumit moment, de fiecare dată când crește câte o plantă, rupe. Am băgat Optifine, am testat și am scos particulele. N-are treabă cu particule, n-are treabă cu animațiile, din păcate n-am ce-i face, nu am ce să fac cu Optifine încât să-mi optimizez. E adevărat, mai câștigă 2-3 frame-uri pe acolo, dar infim. Acum n-am Optifine băgat, spre exemplu. Și am stat să mă uit până configurile modului, dar din nefericire n-am găsit absolut nimic. Cel mai apropiat lucru ce m-ar fi interesat pe mine ar fi fost setarea asta, că scrie în descrierea ei Effects, Turrets and Garden Cloches. M-aș fi gândit că asta ar putea să ajute, dar n-a ajutat, din păcate nu funcționează, rămân particule și dacă opresc gen. Cred că se vede. Deci, na. Nu știu exact ce să-i fac și aici intervine chestia. Cred că o să revin la ideea originală în care îmi bat piciorul și le pun complet în garden cloșuri, doamne, le pun în compact mașinuri unde să știu că nu o să le văd niciodată. Le pun acolo așa, produc cât produc și asta este. Până în episodul viitor, sincer, nu știu exact cum o să se schimbe lucrurile pe aici, pentru că m-a săturat deja să schimb lucruri de acolo până acolo, dar o să văd, o trăi și o vedea, eu chiar nu știu, în momentul față sunt... N-am idee ce să spun despre ce o să devină zona asta, dar presupun eu că o să se întâmple foarte, foarte multe schimbări. Fără a mă mai prelungi, cam ați avut și cu episodul ăsta din Savtech Ages. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu n-am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare să vă urez. Bye, bye!